Hunedoara se numără printre județele din țară cu o participare masivă la greva din învățământ, a spus-o chiar ministrul educației, Ligia Deca, ieri într-o conferință de presă, anunțând că participarea la nivelul județului nostru este mare, undeva la 80%. Acest fapt a fost confirmat și de către Sindicatul Învățământ Preuniversitar Hunedoara, care a prezentat participarea la greva generală în data de 6 iunie a unui procent de 85% din totalul personalului didactic de predare, respectiv 81% din totalul personalului angajat. Prefectul județului Hunedoara, Călin Marian, a transmis un mesaj greviștilor prin care a accentuat faptul că elevii trebuie să înceapă școala imediat. Sunt mai multe zile în care copiii noștri nu au mers la școală. Copiii noștri sunt la final de an școlar, sunt foarte mulți care trebuie să dea examene ori la clasa 8-a, ori examen de bacalaureat. Și trebuie să fim responsabili ca să putem să luăm o decizie. Guvernul României a venit în întâmpinarea sindicatelor cu soluții. Soluții care au fost legiferate și soluții care pe viitor vor veni pentru toate problemele care le au profesorii. Aceste soluții cu siguranță trebuie să fie luate pentru că respectul este suprem pentru tot ceea ce înseamnă învățământ, pentru tot ceea ce înseamnă cadre didactice, pentru tot ceea ce înseamnă profesori. Foarte important este să începem școala. Copiii nu mai au răbdare, părinții se gândesc ce fac copiii, iar noi trebuie să ne gândim ce facem pentru viitorul nostru. Haideți să gândim foarte profund, să fim foarte responsabili și să încercăm să găsim soluții împreună ca școala să înceapă imediat. Pe de altă parte, astăzi, Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență prin care va oferi nivelul maxim de salarizare prevăzut în grilă pentru toți angajații din sistemul sanitar, precum și pentru cei din zona de apărare, ordine publică și securitate națională. Sindicatele din învățământ încă cer garanții pentru promisiunile guvernului și nu exclud o nouă manifestare de stradă joi sau vineri.